Planificarea unei călătorii în străinătate presupune, în primul rând, o informare corectă asupra condițiilor de intrare și regimul de ședere din țara de destinație. În plus, din această lună a intrat în vigoare și modificarea legii privind regimul liberei circulații a cetățenilor români în străinătate. Astfel, eliberarea pașaportului simplu temporar se va realiza doar în situații obiective și urgente, ce exclud cazurile în care deplasarea persoanei pe teritoriul altui stat are la bază rațiuni exclusiv turistice. Situațiile obiective și urgente trebuie probate cu documente din care să rezulte necesitatea deplasării persoanei în străinătate. Atenție! Există state care nu permit intrarea pe teritoriul lor național cu pașaportul simplu temporar, sens în care recomandăm accesarea site-ului Ministerului Afacerilor Externe www.mae.ro, secțiunea Condiții de călătorie, înaintea efectuării călătoriei. Pașapoartele declarate pierdute, distruse sau furate sunt nule de drept și nu mai pot fi utilizate chiar dacă sunt găsite ulterior. În cazul persoanelor care găsesc documentul de călătorie declarat pierdut sau furat, există obligația de a-l depune de îndată la cel mai apropiat serviciu public comunitar de pașapoarte, la Direcția Generală de Pașapoarte, ori la misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României. Fie că vorbim de condițiile privind traficul auto, legislația vamală, utilizarea cărților de credit sau regimul de călătorie al animalelor de companie, cetățenii români trebuie să țină cont de faptul că există anumite particularități naționale care trebuie respectate în funcție de țara în care se efectuează deplasarea. Prin urmare, este recomandat să încheiați o asigurare auto care să acopere inclusiv eventualele accidente rutiere din străinătate. Nu plecați la drum fără cartea de identitate a mașinii. În țările Uniunii Europene, aceasta trebuie prezentată împreună cu permisul de conducere. Asigurați-vă că deținerea și respectiv folosirea dispozitivelor anti-radar și de detectare radar nu sunt interzise în țara în care vă deplasați și nici în țările de tranzit. Informați-vă asupra regulilor de circulație și a valabilității permisului de conducere din țara de destinație. În anumite țări aveți nevoie de un permis de conducere internațional. În plus, țineți cont că în unele țări folosirea aparatelor de detectare a radarelor este interzisă, iar o amendă primită în străinătate vă poate afecta serios bugetul de care dispuneți.